primul rând, dreptatea s-a înființat în februarie 90 cu un birou sus acolo, nu știu unde era, și un telefon. De la fără am să publica atunci cu legerea și multiplicarea erau complicate, știi că era pe în vechea tipografie, la Scântea, acolo, la Casa Presei, se tipărea, aveam dificultăți și cu tipografii și cu... Nu erau anumite chestii, era epoca grevelor și a nemulțumirilor muncitorilor și a... plus intervențiile care veneau din partea partidului. Cine a dat titlul Tribuna de luptă contra comunismului? Asta eu am dat-o la momentul respectiv. Pentru că și noi atunci tineri fiind, noi luam ziarul numai pentru acest numai titlu. Pe, da. Și în momentul când eu am plecat, a și dispărut de pe... De ce l-au scos? Ilie Păunescu, sosul. Care a venit după mine. Care au fost cei mai constanți colaboratori pe care i-ați avut în 10 ani de Dreptatea și de Cotidianul? La Dreptatea, dintre cei mai constanți, ar trebui să-i spun pe Gilda Lazar, Doina Băscă, Doina Mezdra, foarte bună ziaristă, după mă n-am mai publicat, a publicat volume și... dar n-a mai revenit în presă. Șerban Mangiaru, așa erau, așa ca să spun, cei de bază. Dar colaborări au fost multe, din care nu erau în redacție propriu-zis, dar colaborau regulat. Rațiu vă dădea libertate? Da, da. N-ai intervenit niciodată în publicistică? Nu, în ce privește eu care răspundeam de pagina politică, n-am avut probleme. Bine, aveam și o veche relație cu el, ca să zic așa. Eu l-am cunoscut pe Rațiu în 86. La Paris. Am fost într-o călătorie la Paris și era epoca când Rațiu apăruse și la Europa Liberă și devenise mai prezent acolo. Și primisem o delegație din partea lui Puiu și cu acceptul lui domnului Coposu. Se au legătura cu Rațiu și am transmis și o fel de împuternicire din partea PNTO-ului pentru că Rațiu să îi reprezinte acolo. Această împuternicire pe care eu am dus-o la Paris, ce era un act destul de temerar, ca să zic așa, ca în timpul acela să duci un astfel de document în serenitate, iar am și fost și în 86, când a fost întâlnirea aceea cu comemorarea Răscoaie de la Budapesta, că era anul 86, da. Așa, și s-a făcut acea întâlnire a tuturor reprezentanților din Estul Europei care au aderat pentru susținerea revendicărilor solicitate în Revoluția cu ocazia acestei manifestări. Și în care
Rațiu a semnat și ca să fie cineva și din partea PNC-ului, m-a întrebat cine poate să semneze acest... Și am numit pe domnul Coposu și pe Carandino. Și într-adevăr ei au părut atunci când au subscris la această manifestare, pe care a fost o mare anchetă, bineînțeles că de fapt nici nu știau, dar nici nu puteau să zică că nu știm nimic, n-au recunoscut. Ăștia de la securitate nu și-au dat seama de această situație. De ce? Pentru că Rațu avea domiciliu în Londra. Și eu m-am întâlnit cu Rațu la Paris. Ori, securitatea nu a știut acest lucru și nu a putut să facă nicio legătură între vizita mea și apariția celor două semnături. Am fost anchetat la securitate, zic că fac și dosar de urmărire penală și nu știu, există chestii de-asta. N-am recunoscut nimic, a zis că nu-l cunosc pe Rațu, Rațu e plecat din patru știu, de unde, nu știu, nici nu l-am văzut niciodată și n-am recunoscut niciodată că am avut vreo legătură cu Rațu. Asta a fost episodul cu Rațu. Baia, Rațu, cu acordul lui domnului Coposu, am venit la Cotidianul. Am stat până aproape de... până când au venit și acolo niște... A încercat Rațu să facă niște modificări la Cotidianul. A adus pe Cristoiu, a pus pe Dan... ăsta, Diaconescu. Și eu m-am retras. În momentul când a apărut Cristoiu, n-am plecat. Nu vreau să publicăm împreună cu ei. Dar dreptatea după... În preajma alegerilor din 90, deși erau dificultăți foarte mari, nu să ziarele nu se difuzau, să aruncau din tren, când se trimiteau în provincie, să aruncau din tren baloturi întregi de astea pachete de ziare, ca să nu ajungă în provincie. La un moment dat însă, după luni de zile, după ce plecasem de la zero, dreptatea a fost cel care a susținut partidul în momentul acela. Partidul nu avea venituri, știi, foarte bine. Și cel puțin în 90, în perioada asta, am plecat eu, dreptatea a mers bine, a avut, la un moment dat am ajuns, am avut tiraj de 400.000 de exemplare. Perioada electorală. Toate ziarele din România nu adună 400.000 acum? Acum, da. Atunci erau să tiraje mari. Bine, erau și lumea avidă de presă și de după atâția ani de... Acum a ajuns la saturație, în schimb a ajuns invers. La saturație, drept că eu zic că și calitatea de fond a ziarelor a scăzut. Nu? Sunt condiții tehnice excepționale acum, foarte bune, pagini multe, dar calitativ... Nu credeți în... care rezerve.